Negru poartă lumina în el. Tot ce este ascuns va fi descoperit. Această pasăre este păstrătoarea secretelor universului. Zbor de păsări, culori puternice, grele atât la propriu cât și la figurat, definesc stilul artistic al Gabrielei Culic din ultima perioadă de creație artistică. Am folosit în ultimele lucrări simboluri preluate din mitologia Greciei, a diverselor culturi amerindiene. Folosesc arhetipuri, simboluri care duc cu gândul la autodepășire, autocunoaștere. Îmi place foarte mult jocul de texturi al suprafețelor și alternez suprafețele foarte aerate și foarte diluate și destul de confuze și care te duc într-o zonă ireală cu lucruri grele și pasta groasă, neagră, îmi inspiră ceva visceral, zonele foarte frământate, negre. Sunt o reflexie a interiorului meu, care tot timpul e nemulțumit și uneori mult prea avid chiar de cunoaștere, uneori poate nu e bine chiar să știi totul. Frământarea pastei, da, este felul meu de a îmi pune interiorul pe pânză. Numele Gabrielei Culic a căpătat o rezonanță deosebită după ce, în 2015 și apoi în 2017, a câștigat premiul muzeului în cadrul Bienalei de Artă din Republica Moldova. Din 2 în 2 ani organizează expoziții cu artiști din zeci de țări, 30, 40, 50 de țări. De fiecare dată e un... așa, ca o revelație pentru mine. Acum un an am obținut premiul Muzeului Național de Artă din Chișinău și a fost al doilea an, pentru că și în 2015 am obținut tot așa premiul Muzeului Art Museum. Tematica lucrărilor sale, consecventă de-a lungul timpului, are o corespondență directă cu preocupările literare, filozofice ale plasticienii. Am o gândire care nu pune bariere sau nu vede distinct cele două zone. Se mixează partea telurică, cerul, sunt de fapt una și aceeași, una reflexie a celeilalte. Și deci e un fel de univers oglindă în care totul se învârte, se amestecă, irealul e o prelungire a realului și invers și visul este de fapt o realitate care ne înconjoară și nu prea și în lucrări cred că transmit lucrul ăsta și nu e nevoie de o gândire rațională și foarte logică ca să prinzi mesajul. Se prinde din zbor și nici nu trebuie să aibă o formă așa foarte concretă. Lucrările sale sunt un ecou al frământărilor, al încercării de a da aripi unor concepte ce se zbat între lumea concretă și cea imaginară, între vis și realitate.